Hristos și puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre dumneavoastră care sunteți prezenți aici, slăvit să fie Domnul. Binecuvântarea Domnului să fie peste orașul Caracal, slăvit să fie Domnul. Și acest oraș să fie cucerit pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Domnul să vă întregească familie la mântuire. Amin. Nu descurajați și nu vă întristați. Doar faceți-vă partea, luptați. Orice împărăție a avut armate și arme specifice și din ce în ce mai dotați sau mai sofisticați. Dar această împărăție a lui Iisus Hristos are și armele ei. Amin. În seara aceasta am vrea să ne luptăm. Amin. Am vrea să ne luptăm Amin. Pentru Domnul. Amin. Am vrea să ne luptăm pentru mântuirea oamenilor. De aceea suntem aici, slăviți să fie Domnul. Amin. El a promis foarte clar. Mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc ca unde sunt eu. Să fiți și voi, Amin. Dar mă voi întoarce. Și așa cum îmi doresc mie, așa vă doresc dumneavoastră, acest loc măreț să fim acolo, dar nu singuri, Amin. Cu toți cei dragii noștri. Amin. Și nu numai, să-i câștigăm pe oamenii aceștia pentru împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Am să citesc din cuvântul lui Dumnezeu câteva versete. Și doresc ca Duhul Sfânt în seara aceasta să ne vorbească. Amin. Am dorit ca Duhul Sfânt prin cuvântul Evangheliei să ne întărească, frați și surori, să ne învioreze, Amin. Să ne dea biruință Amin. Și din nou să pornim la luptă spre gloria lui Dumnezeu. Amin. Aleluia! Spre slava lui Iisus Hristos, care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Iar pe voi vă chemați din împărăția Întunericului în împărăția Luminii. Slăvit să fie Domnul! Amin! Deschidem Sfintele Scripturi, Evanghelia după Ioan, capitolul 18, dăm cinste cuvântul Dumnezeu, Domnul, să binecuvânteze pe fratele său și ridicat. Prin aceasta cinstim pe veșnică, dragii mei. Cunoașteți de-a lungul vremurilor, de-a lungul istoriei, foarte mulți împărați, foarte multe împărății s-au perindat, s-au succedat pe suprafața pământului. Dacă am vorbit din antichitate, dacă am vorbit din vremea Domnului Iisus, dacă am vorbit din perioada medievală, dacă am vorbit de perioada modernă sau contemporană sau recentă, foarte mulți împărați și împărății s-au succedat. Dar în seara aceasta am vrea să vorbim de ceea ce dumneavoastră cunoașteți despre împărăția lui Dumnezeu și despre împăratul împăraților, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, aleluia, slăvit să fie în numele Lui, care cheamă la această împărăție oameni. Și în seara aceasta vă chemați și pe dumneavoastră, care echipează, care își înărmează pe cei care îi cheamă. Și de aceea ne învață Scriptura și ne spune că armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, nu sunt săbii, nu sunt arme de foc, nu sunt rachete, nu sunt alte arme sofisticate. Avem ceva puternic, aleluia, slăvit să fie Domnul. Avem postul, avem rugăciunea, avem sfințenia, avem smerenia, avem pocăința, avem neprihănirea, avem roada Duhului Sfânt, avem darurile Duhului Sfânt, avem slujbele și lucrările date prin Duhul Sfânt. Acestea sunt armele bisericii, slăvit să fie Domnul, mărire Domnului Iisus. De-a lungul vremii s-au ridicat popoare, care, mai puternice, egipteni, asirieni, babilonieni, perși, medopersani, romani, otomani, nemții, Napoleon, mai recent, ruși, americane și așa mai departe. Dar toate aceste împărății înaintea lui Dumnezeu se vor stinge. Unde sunt cezarii Romei? Unde sunt împărățiile, cohortele oamenilor care au înspământat lumea de la est la vest, de la sud, de la nord, oameni care au călcat în picioare popoare și au îngrozit lumea? Unde sunt? Nu mai sunt, dragii mei, dar vreau să vă spun că împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Iisus Hristos, întemeiată, există, rămâne și nu va fi biruită, slăvit să fie Domnul. Aleluia, mărire Domnului Iisus. Acest împărat, Iisus Hristos, odată cu venirea Lui, profețit chiar de la prima carte, de la Geneza, că sămânța femeii, aleluia, vă zdropi capul șarpelui, slăvit Amin. Să fie Domnul. Iisus Hristos profețit că vi se va naște un copil, îi va spune minunat, sfetnic, preot, împărat, acesta este Iisus Hristos, Domnul, aleluia. Amin. Și la împlinirea vremii spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni 4:4, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut sub lege, din femeie, din Fecioara Maria, zămislit prin Duhul Sfânt,
mărirea Lui, împăratul care trebuia să vină, este Iisus Hristos, Domnul vieții, lăudat să fie numele Lui. Frați și surori, în seara aceasta, pe acest împărat îl lăudăm, acestui împărat ne închinăm, că numai îl merită închinarea și cinstea și nimeni altul, slăvit să fie Domnul. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, chiar odată cu venirea Lui pe pământul acesta, nu la voia întâmplării, vorbește Dumnezeu prin profeție, vorbește Dumnezeu prin glasul îngerilor, vorbește Dumnezeu prin graiul magilor, au zis, am venit să ne închinăm cui? Împăratului de curând născut al iudeilor. Aleluia! Da! Împăratul este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul! Și s-au înspăimântat cezare, unii trebuia să se nască, au cercetat vechile hrisoavele lor, profețiile și, păi zice, a spus și locul, tu Betleeme, e frata mică, 5:2 acolo și au început, dar zice, au zis, când dați de el, închinați-l și veniți să, spuneți-mi să mă închin și eu lui. Dar oare sincer spunea? Nu, fraților. Da, s-o cutremurat lumea, s-o cutremurat iadul, pentru că scris în Apocalipsă, iată tată, vin să fac voia ta. Iar Ioan Botezătorul ne l-a prezentat. Iată melul lui Dumnezeu care ridică păcate în lumii. Acest împărat a venit pe pământul acesta. Nu să îi să aducă onoruri, nu ca să îi se aducă nu știu ce cinste și slavă, au venit să moară pentru noi. Câți nu mor pentru împăratul lor? Se bagă și astăzi, sunt trupe, fel de, și mor pentru președinte și se aruncă și mor pentru împărat. Dar acest împărat, acolo în Golgota, a murit pentru noi și-a dat viața pentru noi. Numai gândiți-vă la intrarea triumfală în Ierusalim. Și-a zis, l-a primit ca pe un împărat și l-a declarat împărat. Dar cu durere vă spun că tocmai invers s-au ridicat împotriva lui. L-au părăsit, l-au trădat și l-au lăsat să moară, să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Căci pentru tine a murit împăratul Iisus, slăvit să fie Domnul. De aceea noi suntem în seara aceasta aici. Pe El înălțăm, pe El îl glorificăm. Amin. În momentul răstignirii, mă gândiți-vă un pic așa, când cerul s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, ca tapeteasma s-a rupt în două. Ofițerul roman care a condus această grozăvie, dacă am putea spune, acest proces nedrept. Știți ce a spus? Cu adevărat, acesta? Da. Și ce au scris deasupra? I-N-R-I. Iisus Nazareneanul, regele sau împăratul ideilor. Și a zis, ce am scris? Am scris. Da, Iisus Hristos este împăratul împăraților și domnul domnilor. Și Petru așa frumos le spune, să știți voi, casa lui Israel, că Dumnezeu a înviat pe Iisus Hristos pe care voi l-ați răstignit la România și l-a făcut domn și stăpânitor, adică împărat, slăvit să fie Domnul. Da, pe El îl recunoaștem în seara aceasta aici la Caracal, că Iisus Hristos este împăratul împăraților și domnul domnilor. Și împărăția Lui nu-i din lumea aceasta. Nu câștigă popoare prin forță, ci prin puterea Duhului Sfânt, prin vestirea Evangheliei. Așa cum ne spune cuvântul Dumnezeu, chiar în Marcu 1:15-16, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Această împărăție sfântă a ajuns aici la Caracal. Și voi care sunteți prezenți aici, doriți să fiți parte din această împărăție? Amin. Eu doresc să vin să fie Domnul. Aleluia. Ne spune, aleluia. Ne spune cuvântul Domnului în Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția și neprihănirea. Atenție! Nu numai împărăția și neprihănirea Lui. Și celelalte lucruri mi se vor da pe deasupra. Ce caută popoarele? Ce caută neamurile? Noi să căutăm altceva. Vremea este scurtă și împăratul se va întoarce. Vremea este foarte scurtă și cum te va prinde, cum te va găsi, te va lua sau îți va spune, du-te că nu te cunosc. Doamne, Doamne, deschide-ne, Doamne, am prorocit, am cu tare. Nu, nu, împăratul a spus, ați lucrat și fără de lege, duceți-vă că niciodată nu v-am cunoscut. Puțin lucru să ai dar de prorocie, puțin lucru să scoți demoni rostind numele Domnului, puțin lucru, auziți, frați și surori, nu-i puțin lucru, dar atenție, cei care sunt în împărăția lui Dumnezeu nu pot trăi oricum. Dacă pământești, te uiți, romanii au avut o vestimentație, turcii o vestimentație, orice ostaș, orice armată au avut o anumită
vestimentate, cu atât mai mult noi, care suntem în seara aceasta aici, arătăm noi că suntem din oastea Domnului Iisus, arătăm noi că vestimentația noastră arată că suntem ambasadori ai cerului. Amin. Unul din împărații lumii, Alexandru Macedon, care a cucerit lumea scurt, așa de scurt, Alexandru Macedon, Bălcescu, Domnul Iisus, la 33 de ani s-au stâns, s-au dus, că așa au fost profețit și rânduit. Și seara mergea printre corturile armatei sale și la un cort soldații nu dormeau și au auzit. Zice, Macedona seara s-a îmbătat. Ha! Stai ce mai sunt și Macedon s-a încurcat cu o femeie. Extraordinar! Când au auzit că îl vorbesc de rău, o chemat unul din general și a zis, de la cortul cu tare, aduceți-i pe toți la mine. I-au adus și a întrebat, cum v-ați permis să vorbiți de rău pe împărator? Maiestate, veți fi decapitați! Maiestate, ce ai de spus? Maiestate, pe colegul nostru îl cheamă Macedon ca pe maiestatea ta. Cum te cheamă, soldat? Macedon, împărate. Dează înainte, ori îți schimb numele, ori viața. Dacă tu porți numele lui Dumnezeu, nu poți să trăiești ca un om orecare. Nu poți să umbli ca o femeie orecare, în pantaloni, cu capul gol, smultă, vopsită, tunsă, în goliciume. Iisus Hristos, Domnul, în seara aceasta îți spune, dacă ești o fiică a împărăției, vestimentația ta trebuie să arată ca la o femeie neprihănită. Amin. Spune, tineretul vine cu podoabe sfinte înaintea Domnului. Cântăreții care cântă puși pe prima linie, trebuie să arate oameni ai împărăției, cu adevărat îmbrăcat cu haine sfinte, slăvit să fie Domnul. Bărbații la fel, tunși frumos, nu cârleonțați pe aici, nu gelați, nu ni barberiți, ni spării, are pe aici păr, pe dincolo păr, pe dincolo păr. Sau vestimentația ti spării, spunea o bătrânică, a zis, Doamne, ce vremuri am ajuns. Măcar înainte să mai găsă o pietice și mai cosă pantaloni. De acum, ori o intrat în schimb, ori o mânca călnil cum arată. Sau la o fată, a zis, dragul mătușu, ce ești, băieț sau fată? Până unii s-au ajuns, copiii lui Dumnezeu, copiii împărăției, trebuie să dea dovadă în vorbirea lor, în umblarea lor, în vestimentația lor, că reprezintă pe împăratul împăratului. Slăvit să fie numele! Ori vrei cu Iisus, ori rămâi cu lumea. Nu uitați, diavolul își cheamă oamenii, infiltrându-le în minte chipul veacului. Voi ați fost scoși din împărăția întunericului, umblați ca niște fii ai luminii. Amin. Cu adevărat! Vorbirea ta, când vorbești frumos, nu glume, nu bancuri, nu prostii, spune, bă, asta e băiat pocăit. Dar dacă tu vorbești prostii, bancuri, păi tu asta nu e un fiu al împărăției. Biblia spune clar, vorbirea voastră să fie dreasă cu har, cu sare. Niciun cuvânt stricat și murdar să nu vă iasă din gură. Păi tu dacă ai să vorbești frumos, să zic, bă, dumneata, bă, tânără, bă, dar tu ai altă religie, nu ești ca noi. Dar tu nu vorbești de băieți, dar nu-ți place să te duci cu băieți la 14, 16, 18, nu! O tânără din împărăție se mărită fecioară. Un fiu al împărăției se mărită, se însoară fecior. Asta dai dovadă că ești un om al împărăției. Nu-ți permiți oricum, oriunde și orice. În împărăția lui Dumnezeu. Nu uitați, dragii mei, nu este oricum. Gândiți-vă, spune în Romani 14:17, căci împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, dar cei fraților, ce este? Neprihănire, bucurie. Pace, aleluia, slăvit să fie Domnul! Nu-i mâncare și băutură, nu-i coțofăneală să te aranjezi cu 7 feluri de haine, să te ungi cu vaselină, cu nu știu ce ciment dău pe față, trebuie să ai cu șpaclu, cu pierea de sârmă, să le aduci înapoi la normal. Trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Biblia spune, Doamne, te laud că m-ai făcut cum? O făptură? Și așa de? Așa este, sori. Și versetul acesta este valabil. Dar aici doream, Doamne, nu-ți mulțumesc, nu, ce ochi frumos are băiatul ăsta. Domnul să te binecuvânteze. Da, ce frumos e. Eu sunt mai urțăl, mai buzățăl. Dar asta e un putricai. Se duce. Dar laud pe Dumnezeu cum m-a creat. Ce frumoase v-a făcut. Mărire Domnului Iisus! Așa de frumoși sunteți, că sunteți neprihăniți, l-ați primit pe Domnul și v-a schimbat viața, slăvit să fie Domnul. Ajunge că ați trăit în chefuri, în curvii, în beții, în închinări idolatre și acum sunteți o făptură nouă. Sunteți fiice și fii ai împărăției. Vorbirea vă dă de gol, mimica feții vă dă de gol. Așa de frumoasă sunt femeile pocăite, așa de frumoasă sunt tinere pocăite. Nu fumează, nu beau, nu stau aiurea cu băieți, nu stau pe la disco. Atât sunt desenești de frumoase și când te uiți la lumea asta săracă cum arată, parcă-i scos din container, domnule, poate-i scos din bir, din murătură, din butoi. Acolo îl duce diavolul pe om, înțelegeți?
dar fii împărăției, să-mi fii ai luminii, slăvit să fie. Bunătatea ta, roada Duhului Sfânt, dragostea, iubirea, înfrânarea poftelor și a patimilor, arată că tu ești un fiu al împărăției, slăvit să fie Domnul. Amin. Împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, îi pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Glas de Dumnezeu și nu de om. Ești un fiu, ești o fiică a împărăției. În seara aceasta aș dori să te cercetez înaintea lui Dumnezeu. Și nu uita, dragul meu, spune Evanghelia adevărată, eu vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Nu vine la judecată ce a trecut, din moarte la viață. Mărire Domnului, trăiască împăratul, slăvit să fie numele Domnului, care este Iisus Hristos. Dar ești tu împăratul ideilor? Ce este adevărul? Și tocmai adevărul avea în față. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Lăudat să fie Domnul! El este lumina lumii și cine vine la El nu va umbla în întuneric. El este învierea și viața. Chiar dacă trupul acesta se desface, se descompune, într-o zi, la cuvântul lui, vei învia, slăvit să fie Domnul! Dar atenție! Biblia spune foarte clar, dacă Duhul lui Iisus Hristos este în voi, din pricina aceasta și voi veți fi înviați și răpiți. Dacă nu, nu? Nu este glumă. Cine mănâncă trupul Domnului și bea sânge Domnului are viață. Și eu îl voi învia. Dacă nu, nu? Atenție! Noi avem aici vremelnic o trecere noastră în lumea aceasta. Și vă spune, ai văzut cum o suferit? Ai văzut cum o răbdat? Ai văzut cum nu a acceptat paharul? Ai văzut cum nu și-o terfele viața? O fost mulțumit de soția lui, nu omblat în stânga și în dreapta. Nu uitați, Dalila și Izabela e prezentă la fiecare colț. Dar tot că ești un fiu al împărăției, știi că ai o nevastă sfântă deosebită acasă. Nu-ți sucește mintea, nici ochii nimeni. Dar dacă nu ești un fiu al împărăției, îți umblu capul ca girofarul la poliție. Atenție, fraților! Dacă ești un fiu al împărăției, în seara aceasta Dumnezeu îți spune, cercetează-te, înfrânează-te, cât ne ajung în pușcărie, cât ne ajung în junghiați, poftit femeia altuia, s-a dus unul trebă. Dacă ești un fiu al împărăției, atenție, vei fi binecuvântat și ocrotit. Dacă ești o fiică a împărăției, nu te îmbraci ca o curvă, cum spune acolo, cu fuste strâmte, scurte sau pantaloni, zici că e șarpoaică, zici că e anaconda, ți și spări, ți și rușine, te uiți, fără să vrei. Ești o fiică a împărăției? Ești un fiu al împărăției? Reprezinți pe împăratul sau? Atenție, se vorbește calea Domnului de rău din cauza noastră și nici noi nu intrăm, nici alții nu intră. Vorbim de noi, de cei care sunt ia legământ cu Domnul. Ar dori să înțelegeți, dragii mei, pentru că în seara aceasta Evanghelia ne spune și ne provoacă pe toți, luați seama cum umblați, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele, sunt grele. Uitați-vă ce mișcă în lumea aceasta, din stânga, din dreapta, te înspăimânți. Dar noi știm un singur lucru, urmăm pe împăratul. Am fost răsignit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, da? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este în tine, în mine, dacă cu adevărat ai fost născut din nou din apă și din Duh. Pentru că Ioan Botezătorul a spus foarte clar că despre mine vă botez cu apă, dar vinul mai mare decât mine, acela vă boteza cu ce? Cu Duhul Sfânt și cu foc. Dar dacă spui că ești botezat cu Duhul Sfânt și cu foc, apoi nu mai stai la televizoare, nu mai stai la pornografie, nu mai stai la mizerii, la filme, la fel de fel de lucruri. Nu-ți găsești plăcerea pe unde nu trebuie. Aici îți găsești plăcerea în casa Domnului. Ar vrea să închei spunându-vă din toată inima că Dumnezeu m-a îngăduit și pe mine prin necaz, prin suferință. Pentru că este un verset în Sfânta Scriptură care spune așa, dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe, nu puține, batjocorită, nedreptățit, vorbit de rău, învinuit. Asta e împărăția, dar slavă Domnului, iubiți pe vrăjmașii voștri, iertați-i pe toți. Cine nu iartă, nu va fi iertat. Iar un om iertat, nici nu mai vine, trebuie să spună mare, băi, te rog, iartă-mă, Gheorcel. În momentul acela l-am iertat. Și eu dacă i-am greșit, el în momentul acela m-a iertat. V-ați înțeles dumneavoastră? Dacă e Duhul lui Dumnezeu, atenție, frați și surori, ne dăm, asta este cartea noastră de vizită pentru împărăția lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că cetățenia noastră este din ceruri. Adică acolo avem pașaportul pentru împărăție, slăvit să fie Domnul. Așa frumos spune Pavel. A muri să însemne Hristos.
A trăi să însemne Hristos și a muri este un câștig. Mă duc la împăratul. Doresc lucrul acesta. Și așa cum am spus că Dumnezeu spune în cuvântul său, dacă el a avut necazuri, a avut suferințe, pentru că putea să spună 12 legiuni de îngeri să vină și să facă praf toate armatele din vreme ce, dar a acceptat suferința, a acceptat să moară pentru noi. Dumnezeu m-a îngăduit și pe mine, la 3 luni de spital, la 5 operații, Dorohoi, Suceava, Târgu Mureș, de la o simplă operație de apendicită. Tăiat la Dorohoi, dar în timpul operației mi-a atins intestinul subțire. Și așa a îngăduit Dumnezeu. Noi nu dăm vina pe oameni, frate, că norocul, că șansa, că nu. Dumnezeu nu greșește. Dumnezeu este în control la toate lucrurile. A îngăduit ca doctorul să-mi taie, să-mi începe intestinul subțire și să mă închidă cu intestinul înțepat, spart, tăiat și cu infecție rămasă de la peritonită, de la cangrena, respectiv a apendicitei. În afară de asta am mai luat două infecții, două bacterii intraspitalicești și după 10 zile viața mea era foarte gravă. Plesneam, muream, mi s-a umflat pielea, o crapa pielea pe mine, eram tot carne vie și pe picioare și pe mâini. Și atunci am trimis o poză la fetița mea la Târgu Mureș și a zis, tăticul e grav, mămică, el cât de repede de la Dorohoi și du-l transferul la Suceava. Doctorul de acolo zice, lasă domnule, eu te tratez, eu cu tare, dar ce noi nu suntem tot doctori? Domnul doctor, vă rog frumos, este cererea mea, nu-mi dați voi, eu plec ca să ne înțelegem așa. Un pic așa s-o supărat. El a mers la Suceava în timp de 20 de zile. Știți ce s-a întâmplat? Tot ce a deversat stomacul prin intestinul subțire în abdomen, o putrezit. O ars, sucul acela. Acid, ați văzut? Numai un pic dacă scăpe acid clorhidric sau sulfuric, ce înseamnă? Dar tot mi-o putrezit intestinele, în unele locuri le-o spart și partea ilionului o putrezit. Și la un moment dat am simțit că se întâmplă ceva, dar totuși slavă Domnului Iisus Hristos. Amin. Că El, învierea și viața. Amin. Uit o asistentă, ca de obicei, ca să mă panseze, și când oferi pansamentul și când a văzut așa că a ieșit o cremă, așa cum e gălbenușul de ou, cum e maioneză, știți dumneavoastră, ea s-a speriat și zic, ce este, Doamnă? N-am voie să vă spun, eu bănuiesc ce aveți. S-a dus repede când a venit doctorul și când a văzut de el intestinul putred. Intestinul putrezit și acum dădea crema aia, pereți intestinul, infecția. Acum o dat-o prin operație afară. Aveam, era deschis așa, intra mâna în operație, numai la abator. Acolo mai spunea oamenii că mai au mai văzut așa ceva. Frați și surori, și Dumnezeu în bunătatea și în dragostea Lui s-a îndurat de mine. Nu că-s pocăit, nu că-s neprihănit. Trebuie să mă sfințesc, trebuie să mă întorc cu adevărat la Dumnezeu, să-mi îndrept viața. Dar a fost lucrare prin Duhul Sfânt, de vreo 3 lucrări au fost așa. Iată că vrăjmașul vrea să-ți cuturi pomul vieții tale. A doua a fost. Iată că vrăjmașul s-a hotărât să-ți curme firul vieții. A treia a fost. Pentru că îi faci pagubi pe unii treci, n-ar vrea să se mai audă de numele tău. Infuriat vrăjmașul când trăiești pocăință, să știți. Infuriat. Când spui păcatul e păcat, ce s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul când a spus păcatul e păcat? Ce s-a întâmplat? Un sfânt, cel mai mare bărbat născut din femeie. Și tu, când vei învăța și vei spune, așa, așa, uite, așa spune Biblia, se vor ridica împotrivitori. Dar dă slavă Domnului că te folosește Dumnezeu pentru trezirea altora și pentru mântuirea ta. Tăcând faceți voi dreptate, m-am făcut vrăjmașul vostru că v-am spus adevărul, spune Pavel. Nici de cum. Și atunci doctorul, când a văzut început să împingă pansamentul în rană, și a zis, da, într-adevăr, zice, că e cam complicată situația. Și eu mi-am dat seama, când am văzut ochii lui și cum reacționează, și îi spun, da, zic, o putrezi ceva? Vă dați seama ce putere mai era de la Dumnezeu, doar nu de la mine. Și a zis, cred că da, trebuie să tăiem din nou în altă parte, dar vedem noi, vă trimitem la Iași. Atunci mi-am dat seama că e mai gravă situația, nu e chiar așa ușoară. Și zic, decât la Iași, zic, mai bine la Târgu Mureș, zic, să mă trimiteți. Da, o să vedem, o să vedem. S-a dus și a plecat. Era chestiune de ore și muream, deci. Deja o deversat și deasupra, m-o ars deasupra, așa partea asta, sucul ăla. Mi-o ars carnea și pe deasupra, înțelegi, noastră, am roșu, carne vie. Vă dați seama, oasele, cranțurile, tot ce mâncăm noi le devorează, le distruge, dar nu mai ales să iasă în coș, în abdomen. Un frate de la Hânțăști la 11 jumate noapte, 12 ori ceva, a lăsat tractorul când a auzit, a venit după mine și el bolnav, trecus un camion peste el și era prins în șuruburi pe aici, vă dați seama noastră, tot un om bolnav, tot un om, de bea merge, știi,
cu piciorul așa, dacă o luat fetița lui de 18 ani și a zis, frate Gheorșel, dacă nu pot eu, zice, mai conduce fica mea și te ducem la, te ducem la Târgu Mureș. Situația era din ce în ce mai rea, încercam să rezist, să nu apară în fața fetelor ca un muribund, cu o față cadaverică și, văi leu, te doare leac piciorul și spui, văi leu, o, săracul om, nu știi unde să alerge, ci să-ți mai iei și așa, văi leu, tare mă doare, sau tu spării femeia, văi leu, aș mor, văi leu, inima, săraca femeia îi scapă crața de mă, nu știi ce să mai fac, dacă, bă, dar soldații erau răniți în pungi cu sabia, se încingeau, puneau și mergeau înainte la luptă. Și tu pentru o mică tată, văi leu, că nu mai pot, văi leu, că nu mai pot, știi? Și pui prin vreo 5-6 pe un militar, nu știi ce să mai fac, ce să te oblojească. Am ajuns acolo. Și când s-au uitat medicii, și-a zis, domnule, cum ai putut să ajungi în halul ăsta? Că zic, na, colegii dumneavoastră, zic că, domnule, ăsta e malpraxis, domnule, e grav, o lăsat tot, imediat, de urgență, băgat în operație. Când m-a tăiat, i-a dat voie la fetiță, la fata mea cea mare, să asiste la operație, terminase medicina cu ajutorul Dumnezeu, și-a spus, domnișoară, ne pare rău, ai ghinionul că pacientul e tatăl dumitare, nu va trăi. Da? Facem tot ce se poate face. Fata, o cam terminat-o. Cu toate, cu toate. Pentru că și-o dat seama, și-o spus, mămică, tăticul va muri. Nu moare. Mămică, înțelege-mă, eu am fost la operații când l-o desfăcut. Totul e putred. I-o tăiat din intestine. O luat așa intestinul și-o turnat apă oxigenată. Unde era spart, o cusut, unde era putred. O tăia bucata și-o adăugat și m-o lăsat mort. Vă dați seama, leagă un sac de gru și dă jos. Dă acordeonul ăsta jos, ridică singur. Așa am ajuns. Fără viață, fără putere. Dar peste toate acestea, Dumnezeu i-a vorbit soției mele, că Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele și fata spune, n-are cum, mămică, lasă credința, lasă lucrările. Eu am văzut, moare, doctorul a spus că moare, eu spun că nu trăiește, n-are cum să trăiască, pentru că totul era acolo, spart, putred și... Da, coș o bucată bună cu o bucată bună, dar coș două bucăți răle. Mai tare e ața decât bucățile care ai cusut, pentru că pereții intestinilor s-au macerat în sucul acela gastric cât o stat acolo, dragii mei. Și în momentele ce le-am adus în salon și cu ultime puteri mi-am văzut fetele cu coada ochiului și am murit. Deci când vă spun că am murit, s-a luat Duhul de viață, s-a întunecat, dar știi ce lept de mori? Nici n-ai nici ce să faci în momentele acelea. De-aia pocăiți-vă și întorceți-vă la Dumnezeu azi, acum, în seara aceasta. Amin. Nu amânați! Amin. Poate ai probleme cu minciuna, cu curvia, cu beția sau cu alte lucruri vechi. Pocăiește-te! În seara aceasta verifică-ți viața, că mâine e prea târziu, dragul meu! Și în momentele acelea am zărit așa, am căzut mort pe pat și am zis, Doamne, dacă voiești, să ai milă de fetele mele. Mi-a fost dorința aceasta. O strigat, vai, vai, moare, repede din nou la sala de operații. Și fata ce mare a strigat cu lacrimi, am ajuns medic, tata moare în fața mea și n-am ce să-i fac. Ăsta-i Dumnezeu. Ce la oameni este cu neputință, la împăratul nostru este cu putință. Un cuvânt zice și Lazar înviază din morți. Un cuvânt zice și robul sutașului este vindecat. Un cuvânt spune, iertate-ți sunt păcatele. Și iertare, și mântuire, și vindecare în numele lui Iisus Hristos, în numele Împăratului nostru, care spune Evanghelia în fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire și nu este dat oamenii în anul sub soare în care să fii mântuiți decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Au strigat Duhurile necurate, te știm cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. O strigat Petru, tu ești Hristosul. Și o strigat alții și au spus, acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Voi cine ziceți că este El? Da, este Mesia. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! Care a murit, a înviat, s-a înălțat la ceruri și va veni să-și ia pe cei dragi în împărăția Lui, slăvit să fie Domnul. În momentele acelea s-a dus o luptă în timp de 11 zile, când în moarte, când în viață. Îmi vedeam trupul, deci la nivel de duh. Și am văzut cum o mână a intrat în trupul meu. Și am mai scos ceva pe lângă operațiile făcute de medici. Și am văzut mâna lui Dumnezeu. Vă dați seama ce înseamnă asta? Nu că am auzit. Cu mine s-a întâmplat, care mă vedeți, Daniel mă știe și alții. Am tăiturile, am poze. Dar nu-mi trebuie dovezi de acestea. Ce vă spun înaintea lui Dumnezeu, asta este. Și am văzut în partea dreaptă, doi soldați mai înalți ca Daniel, așa, cu armură, tot. Și s-au uitat la mine și au zis, pe pământ, nu avem ce să-i mai facem. Trebuie să-l luăm sus.
Și am realizat, până aici este viața, poți muri la 16 ani, la 20, la 35, la 14, la 40, la 50 și așa mai departe. Poți muri în orice clipă. De aceea, pregătește-ți să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Pocăiește-te și încheie un legământ cu Dumnezeu și urmărește pacea și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, nu va ajunge în împărăția Lui. Degeaba îmi spuneți, Doamne, Doamne, cu gură, dacă cu viața nu trăiți și nu trăiesc. Și în momentele acelea de luptă s-a îndurat Dumnezeu în bunătatea Lui. I-a spus, fete, a cincea zi, a șasea zi, nu mai rezistă. A murit. Na, chiar dacă îl băgăm din nou operație, de dorința fetei, îl băgăm din nou. Dar nu va mai rezista, va face fistul, va plesni. N-are cum să trăiască. Și noastră știți cum se pune la cai. Cred că și noastră știți, chiar dacă e oraș aici, au lanțurile alea de fer la burtă, ștreangurile, și li se pune câte un manșon de cauciuc să nu-i roadă la burtă, știți așa. Ei, aici a fost intervenția lui Dumnezeu. O trecut a cincea zi, a șasea zi, a șaptea zi, a opta zi, a nouă, nu moare de ocel, dar nici nu trăiește. Că vinea până în ușă doctorul, să uita, dădea din gură și se ducea înapoi. Ce să vii să pui mâna la un om care nu știe că să-i pui stetoscopul? Unde să-l pui? Am văzut mâna lui Dumnezeu, cum mi-a pus pe intestine un manșon alb. Peste tot așa, un manșon alb. Aici intervenția divină și oamenii. Iar pe colon mi-au pus trei coliere care eu n-am văzut în realitate în magazin. Știți ce-s colierele? Strângi la furtună de aragaz, așa, sau la mașină, așa. Coliere întrerupte, albe, și mi le-au pus pe intestine, pe colon, și când dădeau să plesnească intestinele, ele se dilatau, dar nu cât vroia intestinele. Și apoi le strângea înapoi cu minți. Iar se dilatau, iar asta au pus Dumnezeu și manșonul acela alb. N-o mai plesnit intestinele și cum mă vedeți aici, dar nu puteam vorbi. Aveam, când îmi reveneam din moarte, creierul dădea comenzi, dar trupul nu le executa. Nu mișcam, nu puteam vorbi, nu puteam să mă întorc, nu puteam să succes. Nu, eram mort, înțelegeți? Deci, ca un sac de cartofi. Și în momentele acelea, mâna lui Dumnezeu a intervenit din nou și m-a pus pe un cal alb. Deci asta m-am vedeam eu pe mine, înțelegeți dumneavoastră? Și am zis, na, calul alb e biruința. Dar știți că scrie calul galben, calul alb, calul negru, calul roșu. Dar nu mă putem ține, știți? Mă duceam în stânga, mă duceam în dreapta și am zis, gata, până aici a fost viața. Și calul intra cu picioarele din spate într-o groapă și când dădea să se ridice din groapa aceea, mai tare m-a aruncat de pe cal, înțelegeți? Așa. Dar slăvit să fie Domnul, care nu m-a lăsat. Din ceruri am văzut printre nori doi călăreți cu doi cai voinici. Eu spun cai bucovineni, adică sunt mai lați în spete, mai frumoși. Aveau zale albastre și galbene. Eu am zis de aur și ceva un material. Țintă s-a uitat, a trecut printre nori. La 45 de grade au atins pământul. Au venit la mine și m-au apucat deoparte unul și deoparte celălalt, cu tot cu cal. Și m-au dus pe un drum alb de lumină. Și în momentul ăsta am deschis ochii și am văzut doctorul Bud care stătea în ușă și când a văzut că am deschis ochii, a venit, a pus stetoscopul și a lăsat și a zis, omul acesta trăiește, n-am explicații, și a dat cu spatele înapoi. Și rezidenții au zis, very good, very good, cine face aceasta? Împăratul împăraților, el este învierea și viața. În el încredeți-vă, pe el urmați-l, citiți Scriptura și trăiți în neprihănire, slăviți să fie Domnul, căci împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură. Pace, neprihărire și bucurie în Duhul Sfânt, slăviță mea Domnul! Și-a îndurat Dumnezeu de mine să mă întorc înapoi acasă și să mărturisesc lucrările Lui și să mă ajute Dumnezeu și pe mine și pe dumneavoastră să trăim ca fii ai împărăției. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă întărească și nu uitați, El spune, pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. În seara aceasta te chem să vii la Iisus Hristos. În seara aceasta înrolează-te în această împărăție ca să fii mântuit, primește-L pe Iisus, încheie un legământ cu Dumnezeu și trăiește în pace și în sfințenie și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Amin.